Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în necările tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te între cei morți socotiți fiind. Și puterea morții, stricând Mântuitorule, și împreună cu tine, pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți obozind. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în drepturile tale. Pentru ce miluri, prin milostivire, cu lacrimi amestecate, ucenițelor, Îngerul cel ce a strălucit la mormânt, a zis mironosițelor, vedeți voi groapa și înțelegeți că binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale. Foarte de dimineață, mironosițele femei au alegat la groapa ta, și înaintea lor a stat Îngerul și a zis, vremea tânguirii a încetat. Nu mai plângeți, ci apostolilor spuneți-mi să-ne pe noi în dreptările tale. Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa ta, Mântuitorule, au plâns. Iar Îngerul către dânsele de ce socotiți pe cel viu cu cei morți? Căci ca un Dumnezeu m-a înviat din mormânt.
născându-l fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit. Și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit. Și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceiași. Cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Oh.